Break the Fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac. Bine te-am regăsit! Astăzi reiau subiectul dezinformării despre schimbările climatice. O postare recentă de pe Instagram, ce a strâns numeroase vizualizări, afirmă că schimbările climatice sunt de fapt rezultatul geoingineriei prin intermediul chemtrails. Ce sunt chemtrails? Termenul s-ar traduce prin urme chimice și este punctul central al unei teorii a conspirației mai vechi. O serie de narațiuni conspiraționiste susțin că urmele albe lăsate de avioane pe cer sunt substanțe chimice toxice adăugate în atmosferă de către actori cu agendă malefică. Sunt speculate diferite motivații pentru această presupusă pulverizare, inclusiv sterilizarea, reducerea speranței de viață, controlul minții sau controlul vremii. Cercetătorii de la Harvard explică foarte pertinent de ce această teorie nu stă în picioare. Afirmațiile ieșite din comun necesită dovezi consistente și ele ieșite din comun. Afirmația că există un program secret pe scară largă pentru pulverizarea diferitelor substanțe din aeronave este extraordinară. Până acum, toate dovezile au fost neconvingătoare. De exemplu, cel mai frecvent se argumentează că aceste urme lăsate de aeronave ar arăta altfel decât normal, dar nu există nicio analiză comparativă care să măsoare aceste pretinse diferențe. Acest lucru e la fel de convingător, spun cercetătorii de la Harvard, ca și a spune că ființe extraterestre trăiesc deghizate printre oameni, doar fiindcă unii oameni se comportă foarte ciudat. Organizația de fact-checking, antifake.ro, a verificat afirmația conform căreia urmele lăsate de avioane ar reprezenta manifestarea concretă a geoingineriei, o tehnologie despre care se afirmă în mod înșelător că ar putea influența clima. Conform analizei antifake.ro, în acest moment există două mari categorii de geoinginerie. Geoingineria carbonului urmărește să elimine dioxidul de carbon din atmosferă, în timp ce geoingineria solară urmărește să modifice cantitatea de radiație solară absorbită și eliberată de atmosfera Pământului. Dar aceste tipuri de intervenții climatice sunt încă în curs de dezvoltare și de cercetare și rămân multe necunoscute despre potențialele riscuri. Multe dintre tehnologiile necesare pentru ca intervențiile climatice să funcționeze nu există încă. Nu există dovezi științifice care să susțină afirmațiile legate de existența chemtrails sau legătura dintre chemtrails și climă. Verdictul antifake? Fals. Geoingineria se referă la o serie de tehnologii emergente ce ar putea în principiu manipula atmosfera pentru a atenua efectele schimbărilor climatice. Dar aceasta este o tehnologie nouă, în curs de dezvoltare, în timp ce manifestările vizibile ale schimbărilor climatice au loc de câteva decenii. Până data viitoare, rămâi cu București FM, sursa sigură de informații. Break the fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac.